Revenind, titlul lucrării mele poate fi intitulat și Teologia istoriei la Papa Benedict. Voi încerca să expun ceea ce consider că e inedit într-un fel în accentele pe care el le aduce în scrierile sale și voi începe astfel. Dar întâi trebuie, deși s-a mai povestit astăzi și ieri, de, să zic așa, versetele cherigmatice din 1 Ioan 4 cu 9, cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, unul născut, ca să trăim prin El. În aceasta constă iubirea. Nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său să se jertfească de ispășire pentru păcatele noastre. Ce înțelegem prin aceasta? Că Dumnezeu s-a arătat pe sine ca fiind iubire în două feluri. Prin întrupare și prin misterul pătimirii sau misterul pascal, prin Fiul prin care a împăcat lumea cu sine. Ce înseamnă, la urma urmei, aceste două implicații? Asumându-și umanitatea noastră de ființe finite, Dumnezeu s-a golit pe sine de slava sa divină infinită pentru a răscumpăra umanitatea căzută și a o readuce în comuniune cu sine. Aceasta nu înseamnă oare că Dumnezeu ne dezvăluie deopotrivă faptul că El este iubire și că ce înseamnă a fi iubire, respectiv cum e cu putință a iubi și ce înseamnă o istorie a iubirii. Aceasta mai înseamnă și că iubirea lui Dumnezeu nu este una abstractă, metafizică, asemenea unului sau mișcătorului nemișcat din metafizicile clasice, special grecești, ci că iubirea lui Dumnezeu este una concretă, care se manifestă în concretul material al istoriei. Astfel, istoria, care pentru grecii și romani era lipsită de orice semnificație teologică, metafizică, pentru creștini devine o istorie a mântuirii. Pentru Papa Benedict, în enciclica Deus Caritas Est, cuvintele lui Ioan, Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el, este ceea ce constituie centrul credinței creștine. Aceste cuvinte sunt pentru Ratzinger o formulă sintetică a existenței creștine. Noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu are față de noi. Astfel, cheia enciclicei Deus Caritas Est, dacă vedeți, este ideea că credința biblică nu construiește o lume paralelă sau o lume opusă fenomenului uman originar, care este iubirea, ci acceptă omul ca întreg, intervenind în dorința lui de iubire pentru a o purifica, deschizându-i dimensiuni noi. Această noutate a credinței biblice se arată în întreaga istorie a mântuirii. Eu voi încerca să evidențiez acest caracter al istoriei ca istoria caritatis, ca istoria iubirii, deci a mântuirii, scoțând în evidență trei piloni centrali în jurul cărora teologia lui Ratzinger, referitoare la sensul istoriei, se dezvoltă. Creația și legământul, întruparea și misterul pascal, și sfânta tradiție și interpretarea spirituală, din care rezultă în final dimensiunea trăirii sacramentale. Istoria de iubirea lui Dumnezeu față de Israel își dezvăluie primul pas, în sensul cel mai profund, în faptul că îi dăruiește Tora, deschizând astfel ochii poporului ales să vadă natura adevărată a omului și să-i arate drama în care umanitatea căzuse. Această istorie a primirii legii constă în faptul că omul, trăind în fidelitate față de unicul Dumnezeu, experimentează el însuși că este iubit de Dumnezeu. Pentru Ratzinger, legea, Tora, este expresia legământului, iar legământul este expresia iubirii lui Dumnezeu, a daului său față de ființa umană pe care el a creat-o pentru ca ea să poată iubi și primi iubirea. Dacă asemenea înțelegerii pe care ne-o propune Cartea Genezei, am crede că Dumnezeul,
care prin mari semne și minuni a răscumpărat poporul ales din sclavie, a făcut un legământ cu el, i-a dat legile și l-a dus în țara făgăduinței, este același Dumnezeu care a creat întregul univers, atunci am putea vedea creația cu alți ochi. Văzându-l pe Dumnezeul creației în lumina narațiunii despre Dumnezeul legământului, descoperim faptul că Creatorul nu este asemenea zeităților lumii antice sau a religiei babiloniene, împotriva căreia de alminteri a fost redactată această narațiune a Genezei. Adică capricios, mânios, cu tot felul de tendințe despotice, ci mai degrabă iubitor, drept și devotat până la sacrificiul de sine, creând universul nu pentru sine, ci pentru oameni. Ca răspuns la întrebarea de ce a creat Dumnezeu universul, se poate spune împreună cu Ratzinger că Dumnezeu a creat universul pentru a se angaja într-o istorie de iubire cu oameni. În această carte sunt multe din informațiile pe care le prezint teoriile și interpretarea lui Ratzinger la Geneza. El a creat lumea pentru ca iubirea să poată exista. În spatele acestui gând despre legătura dintre creație și legământ, ies la lumină niște cuvinte care ne conduc direct la Noul Testament. În literatura evreiască se spune despre Tora, care întruchipează misterul legământului și al iubirii lui Dumnezeu, că ea există încă de la început, că era cu Dumnezeu, că prin ea a fost făcut tot ce a fost făcut și că ea, Tora, era lumina și viața oamenilor. Aceasta ce înseamnă? Ioan a trebuit doar să preia aceste formule și să le aplice celui care este cu adevărat cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, spunând că toate au luat ființă prin el. Eroarea părinților, preoților, păgâni și a înțelepților antici a constat în cioplirea și modelarea lui Dumnezeu după propriul lor chip, schimbând gloria, slava Dumnezeului veșnic prin niște imagini făcute mai degrabă după chipul și asemănarea lor. Piatra lor de poticnire, din punct de vedere intelectual, a fost învățătura inedită despre faptul că Dumnezeu a devenit om, un om specific, care a trăit într-un anumit timp și loc. Adică că creștinii plasau mântuirea omului și a lumii pe vârful de la ac al unui punct întâmplător al istoriei. Așa zice cardinalul Iosef Ratzinger în introducerea în creștinism. Cioplindu-l și modelându-l pe Dumnezeu după chipul lor, ei s-au preaslăvit pe ei înșiși și și-au divinizat propriile dorințe. Ceea ce trebuiau ei să facă era să se cioplească și să se modeleze pe ei înșiși după chipul lui Dumnezeu, așa cum el se revelase pe sine în și prin Fiul Său întrupat, adică ca un Dumnezeu al iertării, iubirii, al sacrificiului și al slujirii, atât ca creator cât și ca răscumpărător, atât al naturii cât și al harului. Pentru Ratzinger, întâlnirea cu teologia și filozofia Sfântului Bonaventura este hotărătoare pentru a-l putea înțelege. În acord cu Bonaventura, el a ajuns la următoarea idee. Hristos nu mai este sfârșitul istoriei, așa cum era pentru Sfinții Părinți, ci mai degrabă centrul istoriei. Cu Hristos, istoria nu se sfârșește, ci începe o nouă perioadă. O altă consecință este următoarea. Dacă până în Evul Mediu dominase ideea că Sfinții Părinți ai Bisericii reprezentau apogeul absolut al teologiei și că toate generațiile ulterioare nu puteau fi decât discipolii acestora, fenomenul întruchipat și reprezentat de Sfântul Francisc, de Dominic și de bogăția spirituală a monahismului medieval a oferit certitudinea că bogăția cuvântului lui Dumnezeu este inepuizabilă și că noi lumini pot apărea și noilor generații. Însă trebuie subliniat că ceea ce garantează noutatea și reînnoirea în toate perioadele istoriei
este tot unicitatea și misterul lui Hristos, care este asemenea un izvor infinit din care toate generațiile trebuie să se adapte mereu din nou. Sunt extraordinare cuvintele lui Ratzinger atunci când îl adoptă în înțelegerea sa pe Gioachino da Fiore și pe Bonaventura. Citeză, aici este o carte pe care am tradus-o, a apărut acum un an, și zice: Hristos este centrul lumii. Mijlocul pierdut al cercului este regăsit prin intermediul a două drepte care se intersectează într-un unghi drept, adică o cruce. Aceasta înseamnă că, prin crucea sa, Hristos a rezolvat definitiv problema geometriei istoriei lumii. Prin crucea sa, Hristos a instituit centrul pierdut al cercului lumii, redând astfel o adevărată direcție și un sens. În primul rând, mișcării vieții individuale, apoi istoriei umanității ca atare. Hristos este afirmat, așadar, în acord cu Bonaventura, drept centrul tuturor lucrurilor. El este, prin urmare, și centrul tuturor științelor, în măsura în care trebuie să pătrundem dincolo de sensul literal al sensurilor primare. Tot de la Bonaventura, Ratzinger a învățat că, citez din concluzia cărții, că deja aici în lumea adie suflarea unui nou timp, în care dorința după strălucirea celeilalte lumi este transformată de iubirea profundă pentru acest pământ pe care trăim. Ce înseamnă acest lucru? Și cu aceasta ajung la următorul pilon despre care am vorbit, anume rolul Duhului sau Spiritului Sfânt, cum zic în tradiția mea greco-catolică, în istorie. Știm că există o sfântă tradiție transmisă printr-o sacră succesiune apostolică de martori care precedă formarea canonului Noului Testament ca scriptură, ea fiind depozitarea, mărturisitoarea și slujitoarea cuvântului lui Dumnezeu, având ca misiune interpretarea și transmiterea tezaurului credinței. Noul Testament ca scriptură va deveni astfel mărturie interpretativă a Sfintei Tradiții în forma succesiunii apostolice. Că Iisus este Hristos și că în El legea își găsește împlinirea. Noul și Vechiul Testament nu pot fi înțelese împreună ca o scriptură inițială, unitară, prin care vorbește voința unică a lui Dumnezeu pentru întregul istoriei, decât asumând ca element central și cheie hermeneutică revelația lui Dumnezeu într-o realitate inepuizabilă scripturală. Cuvântul lui Dumnezeu revelat în misterul lui Hristos. Aceasta este cheia hermeneutică. Cuvântul nu se lasă epuizat în scriptură, deși ea este cea care dă mărturie despre cuvânt. Faptul că Noul Testament este interpretarea cristologică a Vechiului Testament nu înseamnă că el nu este cuvântul lui Dumnezeu despre care s-a dat mărturie sub inspirația Spiritului lui Dumnezeu în tradiția succesiunii apostolice. Și doar că revelația cuvântului lui Dumnezeu nu se lasă epuizată în însăși litera Scripturii, ci că ea necesită, la rândul ei, o interpretare și o înțelegere care să pătrundă dincolo de finitudinea cuvintelor spre infinitatea cuvântului. Există un surplus al realității revelației cuvântului față de scriptură. Aceasta este una dintre tezele centrale a cărții Cuvântului Dumnezeu, există în română la editura Galaxia Gutenberg. În schimb, Sfânta Tradiție, afirmă Ratzinger, este, conform esenței sale, mereu interpretare. Nu există independent, ci doar ca explicație, ca interpretare în conformitate cu Scriptura. Conform tradiției catolice și ortodoxe, interpretarea dreaptă a Cuvântului lui Dumnezeu cuprinsă în Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură și în credințat Magisteriului Bisericii nu poate fi realizată decât prin inspirația Duhului Spiritului Sfânt. Înțelegem așa, în felul acesta, și de ce tradiția care este în mișcare înglobează Scriptura, din care își trage
seva hermeneutică. Ambele însă curg din același izvor divin, devenind o unitate care tinde spre același scop, se spune în Dei Verbum de la Vatican II. Contrar unei viziuni fundamentate pe dictonul sola scriptura sau pe presupoziția că acțiunea inspirației Spiritului lui Dumnezeu în istorie s-ar fi încheiat odată cu generația apostolilor, oricum al VII-lea Conciliu din 787, Ratzinger, în acord cu doctrina Bisericii Catolice, afirmată și la Vatican II, afirmă în enciclica Verbum Domini, care este o exortație apostolică posinodală, că de-a lungul întregii istorii au existat rusalii și că putem constata rusalii încă în mișcare, respectiv că în biserică există rusalii și astăzi. Trebuie subliniat, totuși, în înțelegerea lui Ratzinger, că economia creștină a mântuirii, fiind legământ definitiv, nu va trece niciodată și nu este de așteptată nicio nouă revelație publică înainte de arătarea în glorie a lui Isus. Dar, cu toate acestea, lucrarea Spiritului lui Dumnezeu nu a încetat niciodată în istorie și că cel care a vorbit în trecut nu încetează să comunice cuvântul său în tradiția vie a Bisericii și în Sfânta Scriptură. Afirmă Ratzinger în Verbum Domini. Așadar, ajung la cel de-al treilea pilon, cel al sacramentalității. Dumnezeu s-a arătat și este încă prezent. În Isus noi putem să îl vedem pe Tatăl. În istoria iubirii pe care ne-o prezintă Biblia și în istoria ulterioară a Bisericii, Domnul Isus nu este absent. Ne întâmpină mereu din nou prin atât de multe lucruri, alți oameni, cuvântul său, dar în principal în Euharistie, în liturgia bisericii, în rugăciune, în comuniune, percepem prezența și învățăm în felul acesta să o recunoaștem în viața noastră cotidiană. În scrisoare, exortație apostolică, Sacramentum Caritatis, Papa Benedict afirmă că următorul lucru: Euharistia este dăruirea de sine însuși pe care o face Isus, revelându-ne iubirea infinită a lui Dumnezeu față de fiecare om. În acest minunat sacrament se manifestă iubirea mai mare care duce la dăruirea vieții pentru proprii prieteni, cum zice Ioan. De fapt, Isus i-a iubit până la sfârșit pe oameni. Cu această expresie, spune Ratzinger, evanghelistul introduce gestul de umilință infinită săvârșit de el. Înainte de a muri pe cruce, pentru noi, el spală picioarele. În același mod, în sacramentul euharistic, Isus continuă să ne iubească până la sfârșit, până la darul trupului și sângelui său. Care este așadar implicația escatologică a sacramentelor? Prin instituire, spune Ratzinger în această exhortație, a transferat întregii comunități întemeiată de el misiunea de a fi în istorie semn și instrument al adunării escatologice inaugurată de el. De aceea, în orice celebrare euharistică, se realizează în mod sacramental adunarea escatologică a poporului lui Dumnezeu. Ospățul euharistic este pentru noi anticipare reală a ospățului final prevestit de profeți și descris în Noul Testament în Apocalipsă, care trebuie celebrată în bucuria împărtășirii, spune Papa Benedict în Sacramentum Caritatis. Așadar,
În Euharistie se revelează planul de iubire care călăuzește întreaga istorie a mântuirii. Deci am zis, prin interpretarea în spirit, în duh, în interiorul magisteriului și prin Euharistie. În concluzie, aș spune următoarele lucruri ca un fel de comentariu la lucrurile dezvoltate de Papa Benedict. Înțelepciunea creștină, mai mult decât orice altă filozofie sau spiritualitate, de alt fel, ne provoacă la o trăire totală a misterului vieții și a lumii create de un Dumnezeu care ni s-a revelat și care ne-a dat cuvântul său spre a noastră mântuire. Precum înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul fără de început s-a întrupat cu smerenie, dovedind că înțelepciunea acestei lumi este nebunie, tot așa și noi suntem chemați să trăim și să întruchipăm în viață și în gândirea noastră înțelepciunea cuvântului care ni s-a dat nouă în dar și despre care Scriptura și tradiția prin biserică depun mărturie. A depune mărturie despre acest ideal cristic de înțelepciune, deci a-l întruchipa în viața noastră, înseamnă, în acord cu Ratzinger, a trăi sacramental, adică a-L vedea pe Dumnezeu în toate lucrurile. Dacă credem că sacramentele sunt semnele vizibile și eficace instituite de Isus, prin care dobândim harul necesar sfințirii și unirii noastre cu Dumnezeu, iar mințile și inimile ni se deschid pentru a înțelege că același har lucrează neîncetat în viața noastră, asemenea drojdiei, nu se poate ca în cele din urmă să nu ajungem să simțim cu tremurați de uimire natura sacramentală a întregii creații și că Dumnezeu încă călăuzește istoria, că încă sunt cu putință rusai. A vedea și a trăi lumea sacramentală înseamnă a recunoaște viața și tot ceea ce este ca fiind mult mai mult decât ceea ce par în imediata lor aparență. Înseamnă a recunoaște în primul rând că totul este un dar personal al unui Creator care ne cheamă la o iubire cu adevărat salvatoare, mântuitoare. A-L iubi pe Dumnezeu prin lume și a iubi lumea într-un Dumnezeu. Fiindcă precum nimeni nu poate iubi cu adevărat pe Dumnezeu dacă nu-și iubește aproapele și lumea, la fel nimeni nu-și poate iubi aproapele și lumea dacă nu-L iubește pe Creatorul tuturor. Acesta este motivul pentru care întreaga făptură este chemată să-și laude în adorație Creatorul prin tot ceea ce este, asemenea psalmilor. Închei citând din enciclica Deus Caritas Est, în care Papa Benedict spune: iubirea crește prin iubire. Iubirea este divină pentru că vine de la Dumnezeu și pentru că ne unește cu Dumnezeu. Și prin acest proces de unire ne transformă într-un noi, care trece dincolo de diviziunile noastre și ne face să devenim una până când, la sfârșit, Dumnezeu va fi totul în toți. Vă mulțumesc!